Un localnic din localitatea Filiaș a încremenit zilele trecute când a observat că i-a fost culeasă cultura de porumb pe o jumătate de hectar. Când și-a revenit din șoc, omul a dat fuga la poliție să-și pună păsul. Oamenii legii au început cercetările în acest caz. Polițiștii din cazul secției 6, Poliție Rurală Târgu Cărbunești, au fost sesizați prin apelul 112 de un bărbat de 32 de ani din orașul Filiaș, județul Dolj, cu privire la faptul că în perioada 10-19 septembrie anul curent, un alt bărbat de 48 de ani din comuna Țânțăreni iar fi cules și sustras porumbul de pe o suprafață de aproximativ 0,5 hectare, din totalul de 1,7 hectare, pe care o deține pe raza comunei Țânțăreni. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Dacă anchetatorii vor stabili că suspectul este vinovat de infracțiunea de furt, atunci acesta riscă să ajungă după gratii.